Dar ce vreau să spun, pe de o altă parte, vreau să vă spun că am, să zic așa, am pierdut sau am refuzat oarecum, într-un mod foarte discret, mult business anul 2021. De ce? Pentru că, Selecta, cred că ar fi cuvântul cel da, mai selecta, deci bun. ce se întâmplă? Am fost chemat de foarte multe ori, deci probabil la momentul ăsta chiar m-am uitat pe un, mă rog, statisticile mele pe care le am. Și la momentul ăsta de s-au închis deal-urile, deci acum de 42 de milioane de dolari, deci total volum tranzacționat până la momentul acesta este de În 42 de mijlocul lui milioane. decembrie, ca să Da, și specificăm. probabil se va duce undeva la vreo 50 de milioane, peste 50 de milioane anul ăsta. Deci credeți-mă, cred că 15 milioane de dolari, 20 de milioane de dolari, dar 15 sigur am refuzat. Sau nu am luat, sau și-au dat ei seama, au fost de comun acord și pur și simplu nu au mai sunat. Pentru că mi-am impus punctul de vedere. Am spus, dacă vreți să luăm și dacă vreți să faceți cel mai bun pentru dumneavoastră, să aveți cel mai bun nerv, vreți să faceți lucrurile acestea. Da. La un moment dat mi-au spus, ok, am vrea să facem o parte. Sunt de acord și cu asta. Dar să văd acea bună intenție de a face acel lucru. Da. Am avut acum chiar un caz în Ajax, un client m-a sunat, mi-a zis, domne, am văzut ce faci și așa mai departe, vreau să listez cu mine. Bun. Casa nu a, deci a stat în casa respectivă în jur de 15 ani, să spun 15-16 ani, și n-a făcut absolut nimica. Deci casa arăta foarte, foarte rău. Și am spus frumos, asta este o casă în care ar trebui investiți ceva bani ca să puteți să luați, să recuperați, mă rog, să luați Nu, cel mai bun, super, să luați foarte bun. bun. Ce s-a întâmplat? Pur și simplu n-a vrut să facă absolut, absolut, absolut nimic. Și atunci, pur și simplu nu l-a mai sunat, s-a dus cu alt agent, mă rog, a luat un preț destul de bun, chiar mai bun decât mă așteptam, Da. dar mă gândesc eu, dacă asculta de mine și dacă făcea lucrurile care eu le-am spus, Da. putea să ia încă 150.000, 200.000 în plus. O Dar investiție, e o o investiție. Era, investiție. deci, asta este. Deci, Și mai e câteodată. ceva, Maru, este vorba de semnătura ta. Adică, când ne uităm la listingurile voastre, ale tale, Da. nu poți să pui o casă care nu a fost absolut deloc Nu, deci e. angajată, pentru că cumva nici nu te reprezintă. Nu, Și nu mă dacă mă reprezintă, întreb pe da. mine, banii nu e, nu sunt pierduți. Și dacă e să mă întreb pe mine, este vorba de stima de sine. Da. Te respecti pe tine, îți respecti, de fapt, efortul tău de atât de mulți ani în care tu ai investit în tine Da. și vrei să ai o anumită imagine. Și în momentul în care începi să renunți și să faci rabat de la calitate, de fapt. După aia se pierde în long run, deci în termen îndelungat. Absolut. Deci chiar dacă am Da. pierdut acest om Pe acum, nu s-a moment dus cu sau. mine, pe Da. moment, e ok, e ok. Da. Cum am pierdut atât de mulți în timpii anilor, pentru că majoritatea clienților se duc, agenților s-au dus cu discount services, de multe Da. ori mă duceam la client și spuneam, dragii mei, vreau să fac asta, 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 dar mă rog, costă mai mult pentru că cheltuiesc mai mult și Da. am mai multă experiență și luăm un net mai bun. Și atunci eu zic, nu, mă duc cu cel mai. Deci asta s-a dat acum de la 15 ani în sus, 14, 13, 12, 10 ani și așa mai departe. Și nu-mi pare rău că nu m-au luat, pentru că acei oameni oricum nu vedeau, cum să vă spun, the big picture, deci nu vedeau urma și ei credeau că dacă merg cu un agent mai cheap, fac Da. mai mulți bani. Dar din contră, ei au pierdut bani. După aceea și-au revenit, mulți dintre ei m-au sunat înapoi și bă, îmi pare rău că nu m-am dus cu tine în E o tranzacția lecție, trecută, e o o lecție vedem ca pe o lecție, și nu nu? mi-am așteptat să fie atât de mare diferență. Dar, Da. după cum v-am spus, deci noi dorim, deci noi vindem, deci noi nu vedem tranzacțiile ca o tranzacție, este o relație interumană care se face între noi și clienții noștri. Vrem să le luăm cel mai bun preț, în același timp vrem să rămânem prieteni și clienți pentru tot restul vieții noastre. Absolut, da. Și atunci îi respectăm și îi tratăm cel mai bine posibil și ei sunt foarte, foarte încântați. Au zis, domnule, n-am văzut așa ceva până Da. acum, am avut mulți agenți, am avut multe proprietăți, dar modalitatea de a vinde, stilul de a vinde, customer service, experience, adică ce au experimentat ei în lucru cu noi, Absolut, da. totul transparent, totul, cum să vă spun, Inclusiv răbdarea, mă rog. răbdarea. Intră în categoria de customer service, pentru Da. că dacă cineva vrea să te intervieveze de 3 ori ca să decide că vrea să lucreze cu tine, trebuie să ai un pic de răbdare, pentru Da. că Și eu am. și, cum să spun, uneori trebuie să înțelegem și pe ceilalți, pentru că nu știi care a fost experiența anterioară vis-a-vis de tranzacții imobiliare, nu știi care este pregătirea lor
din punctul ăsta de vedere, cât de multe cunoștințe au, expunere, e normal să... Unii trebuie să încep de la ABC să le explici. Sunt, da. Sunt unii care sunt foarte pregătiți pentru că fac studii, research, se uită. Deci trebuie să te adaptezi. Nu e o adaptare permanentă dacă te gândești. Da, exact, nu poți exact. Să spui că am întâlnit cu clientul cu tare și al 75-lea client vorbesc la fel cu el. Nu cred că este cazul, nu? Da, da. Și acum, exact. Și acum vreau să vă dau un simplu mic exemplu, să zic, din diferența între mine și alți top agents care sunt, mă rog. Așa. Am avut o experiență în Aurora în câte 2-3 luni când am îndut la o familie de români o proiecție foarte bun la foarte bun preț, deci cel mai bun preț înaintea mea a fost 1.650.000 pe stradă și eu am vândut la 1.900.000, deci undeva la 250.000 peste acel preț. Da. Bineînțeles, casa mea avea un pic un bec chiar mai frumos, în sensul că avea un green belt în spate și așa mai departe, deci au fost niște bonusuri, dar casa nu a fost renovată de la builder, deci de 12-13 ani, 14 ani cât avea casa. Mă rog, nu despre asta e vorba. La un moment dat am vândut asta foarte bine, mă rog, fiul meu care e tot un agent, am rugat frumos să bată la ușile de lângă, a ajuns la un alt owner de lângă, la un alt vecin și l-a întrebat vecinul cu cât ai vândut, 1.900.000, a văzut pozele și a zis, mă, dacă tu 1.900.000 ai vândut casa asta, casa mea probabil o să vină la 2.400.000. Și fiul meu a zis, da, cum să nu, o să o vindem. Și pe aceea m-am dus, m-a intervievat de două ori, apropo, nu de trei ori, de două ori. De două ori, da. Și până m-a ales. Deci omul a avut experiențe înainte cu alți agenți și agenți buni, deci nu e niciun fel de problemă. Și până la urmă și-a dat seama că sunt un pic mai bun decât ceilalți. Deci în servicii, în felul cum am pus problema și așa mai departe. Și dânsul ne-a luat pe noi. Deci, după ce am făcut decluttering-ul, ok, din casa respectivă, am luat absolut tot. I-am explicat, trebuie să luăm absolut tot din casă. Și la un moment dat, dânsii îmi spun, dom'le, dar celălalt agent chiar a fost top agent și el și așa, ne-a băgat toate lucrurile în garaj, ne-a ascuns în garaj, pe când voi ați luat tot din garaj, din casă, ați vorbit cu contractorii voștri și au pentuit garaj florul și l-au făcut pereții au pentuit în alb, dar ce arăta garajul nou-nouț. Și ce uite, chestia asta, celălalt agent ne-a spus că tot e ok dacă ținem lucrurile în garaj. Și le-am spus, nu e ok, pentru că omul când vine să vadă casa, chiar dacă face un wow în living, dining, în main areas, trebuie să facă acel wow și în basement, deci să nu fie absolut nimic, și în garaj și în afară. Deci absolut peste tot unde merge să fie acel wow și să-i fie drag de casa respectivă. Și într-adevăr am luat 900.000 mai mult pe casa respectivă, deci 900.000 mai mult decât cea mai bună vânzare pe stradă înainte de a vinde casa, prima casă a românilor. Ok, deci cea mai bună vânzare a fost 1.650.000, eu am vândut la 2.560.000, deci aproape 910.000 peste cea mai bună vânzare din zonă. Și atunci omul ăsta acum a fost atât de excited, mi-a dat listing-ul, chiar ieri am fost și am vizitat casa tatălui lui din Ajax, va fi undeva pe listing-ul prin la sfârșitul lui ianuarie 2022, un bungalow fantastic de frumos cu 3 bedroom-uri, cu basement finished, 9 feet ceilings, undeva în Ajax, aproape de, deci nu foarte departe de Pickering area, deci foarte aproape de Toronto. Probabil se va vinde undeva la 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000, pe acolo, poate mai bine. Acum suntem în lucru, oamenii mei deja merg mâine și iau o cotație și se apucă de lucru dacă clientul respectiv, este de acord cu cotația respectivă, să se apuce de lucru undeva la începutul ianuarie. Deja aveam planul pentru ianuarie 2022. Deci e început anul pentru voi deja, anul 2022, că sunteți deja cu proiectele care se duc. Și am observat din ultimele discuții pe care le-am avut că din ce în ce mai mulți clienți sunt cumva rude, prieteni ale celor care au beneficiat de servicii și chiar îmi place foarte mult că acum ne-ai dat două exemple cu o familie care a recomandat serviciile
tale și ale voastre fiicei, nu? Copilului. Mm-hmm. Și în discuțiile care am avut înainte să începem să filmăm, mm-hmm. mi-a spus că și părintele, nu? Din tot din familia respectivă vrea anul viitor să vândă. Sau, e foarte interesant dinamica de relație cu clientul. Da. E foarte, foarte interesantă și bună, sănătoasă. Eu așa o văd. Asta este relația care trebuie să existe, de fapt, între... Da, deci trebuie să faci un lucru atât de bun ca și agent de real estate, încât să faci acea, să creezi acel excitement în familie, să vadă că absolut. Omul ăsta a făcut the best, a făcut tot ce s-a putut, mi-a luat cel mai bun preț, am fost fericit și atunci oamenii te recomandă. Deci omul te recomandă fantastic. De multe ori, vă spun sincer, am primit signed calls, deci pur și simplu m-au sunat direct că au văzut că am vândut o proprietate și erau vecini. Și au zis, domnule, dacă ai vândut proprietatea respectivă, o vin și pe a noastră. Da. Deci am tot felul, deci referrals, să spun așa, este number one pentru da. Business-ul meu. Apoi sign calls pe care le primesc în fiecare zi când primesc un listing. Și ideea este să faci tot ce se poate mai bine pentru un respectiv, să creezi acea relație, să creezi acel excitement, să le iei cel mai bun net pentru ei, deci nu cel mai bun preț și automat cel mai bun net în buzunarul lor. Chiar dacă plătesc un, să spun așa, un comision mai mare, pentru că asta este, pentru că sunt bun în ceea ce fac și cer mai mult, pentru că ei înțeleg business-ul. Deci, omul ăsta pune mai mult. Deci eu pun mai 1% din valoarea casei, o pun doar în marketing. Absolut. Asta înainte să fie casa pe piață. Da, cine face lucrul ăsta? Adică, cum zice englezul, I put my skin in the game. Adică pun ceva și atunci... Adică te afectează și pe tine dacă nu merge bine. Dacă nu merge. Nu este vorba numai de client. Că exact. Am vândut casa, n-am vândut-o, am terminat. Tu nu vrei să termini relația în momentul în care s-a vândut proprietatea. Da. Vrei să continui relația. Să continui, da. Dacă nu există o continuare... Prin ramificații, exact, familie, prieteni. Exact. Suntem în perioada Crăciunului. 2021, cu această ocazie aș dori să vă urez un Crăciun fericit, la mulți ani, multă sănătate pentru următorul an, pentru 2022. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru 2021, că suntem încă în viață, suntem sănătoși și putem munci.